bine ați venit la Casa Angus și vă mulțumim pentru participare. Vrem în primul rând să mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în procesul acesta. Am reușit să demonstrăm că indiferent de condițiile atât de dificile din ultimul timp, foarte important să-ți dorești și să realizezi ceea ce îți propui, indiferent de orice. Am avut alături parteneri de la producători, de la proiectanți, de la tot felul de oameni din industria aceasta frumoasă a țării noastre, industria cărnii și nu numai, alături de care am pus în practică și am adus la realitate un vis efectiv pentru noi și încercăm să oferim celor din jurul nostru, în primul rând clienților, că pentru ei facem toată treaba asta, atât o emoție în primul rând, dar pe lângă emoție niște preparate și niște produse extraordinare care se fabrică în România și să demonstrăm nu doar la nivel național, poate chiar internațional, faptul că în România poți să găsești lucruri de calitate atât de la oameni până la servicii. Vă recomand să consumați carne de Angus românească, produse românești, haideți să susținem economia României, să evităm pe cât posibil produse de import, să evităm pe cât posibil marii retailer, să ne susținem fermierii mici, să susținem zootehnia, cât și agricultura românească, iar tuturor tinerilor din România le recomand să dezvolte o astfel de afacere pentru că este de viitor și cerere va fi covârșit de sat. Felicitări Casa Angus și tuturor partenerilor.